În contextul dorinței crescute pentru vaccinarea anticovid, autoritățile buzoiene mai deschid un punct mare de vaccinare în municipiul Buzău. La sfârșitul săptămânii, la Muzeul Județean va deveni funcțional un centru de vaccinare, prin intermediul căruia va fi organizat și un maraton al vaccinării. Vestea a fost dată de președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu. Astfel, începând de sâmbătă de la ora 8 până duminică dimineață la ora 8, centrul special de la muzeu va fi la dispoziția celor dornici să se vaccineze. Toate persoanele care se vor vaccina în cadrul maratonului de 24 de ore vor primi și un bilet gratuit pentru vizitarea Muzeului Județean. În rest, programul centrului de vaccinare va fi în intervalul orar 8-20. Aproape 9500 de buzoieni s-au vaccinat în ultimele 5 zile, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică.